Bine v-am regăsit! În ultima întrebare a fost vorba despre un elev, Dan, care își termină pregătirea sportivă la ora 12 și tot la ora 12 sosește la club și mama lui pentru a-l lua acasă cu mașina. Mai departe, să revedem întrebarea. Dar într-o zi are loc o inundație la club și antrenamentele se întrerup. Nu se mai pot ține, deci activitatea clubului se încheie mai devreme decât de obicei. Și pentru că e o zi frumoasă de primăvară, Dan se hotărăște să pornească spre casă pe jos, pe același traseu pe care se deplasează și mama lui cu automobilul. După ce merge pe jos o oră, se întâlnește cu mama lui, care, neștiind că Dan se întoarce pe jos mai devreme decât de obicei, se deplasează cu mașina spre club pentru a-l lua acasă. Mama lui îl vede, se oprește, îl ia, întoarce automobilul și se duc direct acasă. Când cei doi intră în casă, tatăl băiatului se uită la ceas și spune: ce s-a întâmplat? Ați ajuns cu 20 de minute mai devreme decât de obicei. Folosind informațiile pe care le-ați auzit și considerând că, așa cum am mai spus, automobilul se deplasează întotdeauna și pe tot traseul cu aceeași viteză, puteți spune la ce oră a plecat Dan de la club? Așa cum foarte bine a remarcat domnul Dumitru Antonie, frumusețea acestei întrebări problemă constă în faptul că răspunsul poate fi găsit și prin metode, să le spunem, fizico-matematice, adică scriind niște ecuații și rezolvând ecuațiile respective, dar și printr-o metodă mult mai simplă, dacă observăm ceva. Și vreau să vă arăt această rezolvare simplă. Imaginați-vă că traseul pe care îl vedeți este traseul pe care se deplasează mama lui Dan de acasă la club și înapoi. Și acum să ne punem întrebarea: de ce au ajuns mai devreme acasă Dan și mama lui? Dacă găsim răspunsul corect la această întrebare, rezolvarea devine simplă. Să nu uităm că mama lui Dan a plecat de acasă la aceeași oră ca de obicei, pentru că ea nu știa că Dan plecase deja de la club și venea spre casă mergând pe jos. Și atunci răspunsul corect la întrebarea de ce au ajuns mai devreme acasă cei doi este pentru că mama lui Dan n-a trebuit să parcurgă tot traseul. Nu s-a mai dus până la club și înapoi așa cum făcea de obicei. Să notăm pe desen locul în care mama lui Dan s-a întâlnit cu Dan cu litera D. Este locul în care s-a oprit, l-a luat pe Dan în mașină, a întors mașina și s-au dus direct acasă. În loc să se deplaseze de acasă până la club și înapoi, cum făcea de obicei, ea s-a deplasat în ziua despre care vorbim doar de acasă până în punctul D și înapoi. Și asta înseamnă că deplasarea din punctul D până la club și înapoi durează 20 de minute. Exact timpul pe care l-a câștigat și astfel a ajuns mai devreme acasă. Dar pentru că automobilul se deplasează cu aceeași viteză pe tot traseul, asta înseamnă că din punctul D până la club ar mai fi avut de mers, de condus, mama lui Dan, 10 minute, jumătate din cele 20 de minute. Și pentru că ea ajunge la club la ora 12, așa cum spunea textul întrebării, înseamnă că s-a întâlnit cu Dan cu 10 minute înainte de ora 12, adică la ora 11 și 50 de minute. Dar noi mai știm că Dan, în momentul în care s-a întâlnit cu mama lui, venea deja pe jos de o oră. Asta înseamnă că el plecase de la club cu o oră înainte de ora 11:50, adică la ora 10:50. Și gata, asta e tot. Dan a plecat de la club la ora 10:50, la ora 11:50 s-a întâlnit cu mama lui care venea cu mașina să-l ia, s-a urcat în mașină, s-au dus direct acasă și au sosit cu 20 de minute mai devreme decât de obicei. Nu știm la ce oră au sosit, nu avem cum să știm asta, dar e suficient faptul că știm că au sosit cu 20 de minute mai devreme. Răspunsul corect am primit de la Dumitru Antonie, Daniela Carmen Băluță și Doina Mustățea.
îi felicit pentru faptul că au observat această metodă simplă de a rezolva problema. Și acum să trecem la întrebarea de azi, întrebarea cu numărul 67. Presupuneți că avem 100 de cartoane care au scrise pe ele numerele de la 1 la 100, cam așa cum vedeți în desen. Pe spate sunt toate la fel, așa cum vedeți în al doilea desen, ca în cazul cărților de joc. Și inițial, toate aceste 100 de cartoane sunt puse în șir, în ordine, pe o scândură lungă, cu fața în jos, adică așa. Și acum vom trece de 100 de ori pe lângă șirul de cartoane, făcând de fiecare dată câte ceva, vă spun imediat ce, așa că vom fi destul de obosiți când terminăm. La fiecare trecere vom întoarce un număr de cartoane, dar atenție, indiferent de faptul că sunt cu fața în sus sau cu fața în jos. Deci dacă regula ne spune că un carton trebuie întors, îl întoarcem și dacă vedem ce număr este pe el, adică dacă e cu fața în sus, dar și dacă nu vedem, adică dacă e cu fața în jos. Întoarcerile se fac după următoarea regulă foarte simplă. La prima trecere întoarcem toate cartoanele, așa că după prima trecere toate vor fi cu fața în sus, așa cum vedeți în desen. La a doua trecere vom întoarce tot al doilea carton. Deci după a doua trecere, situația va fi cea pe care o vedeți în al doilea desen. La a treia trecere întoarcem tot al treilea carton, adică cele indicate acum cu săgeți și așa mai departe. Sunt sigur că ați înțeles care este regula. La a n-a trecere întoarcem cartoanele din n în n, începând cu cartonul cu numărul n. De exemplu, la trecerea a 30-a, întoarcem al 30-lea carton, apoi al 60-lea și apoi al 90-lea și am terminat. La 65-a trecere, întoarcem numai cartonul 65, pentru că nu există cartonul 130. Ultimul carton are scris pe el numărul 100. Repet, pentru că e important, întoarcem cartoanele indiferent dacă sunt cu fața în sus sau cu fața în jos. Deci, așa cum am mai spus, este posibil să vedem numărul cartonului pe care trebuie să-l întoarcem sau să nu-l vedem. De aceea, trebuie să numărăm ca să aflăm care cartoane trebuie întoarse. De pildă, la a șaptea trecere, urmăriți săgeata, numărăm așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și pe acest carton îl întoarcem și apoi numărăm din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din nou întoarcem cartonul și așa mai departe. La ultima trecere, la a 100-a trecere, întoarcem doar ultimul carton, adică cartonul cu numărul 100. Și întrebările sunt următoarele. Prima, după ce am făcut tot ce am spus aici, am trecut de 100 de ori pe lângă șirul de cartoane și am întors cartoanele care trebuiau întoarse conform regulii pe care v-am spus-o, care numere vor fi vizibile? Sau altfel spus, la final, care cartoane vor fi cu fața în sus? Veți vedea că e interesant. Și a doua întrebare, la care nu puteți răspunde decât dacă ați găsit răspunsul la prima întrebare, este de ce tocmai acestea sunt numerele care se văd. Care este explicația? Vă mulțumesc pentru atenție, succes, pe săptămâna viitoare!